vă hotărâți cumva ca să puteți să manevrați o barcă? Ei, ne aflăm la standul Antalya Sailing Club și mai mult o să ne dea informații domnul Cristi. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vă întreb cam cât costă cursurile dumneavoastră? 500 de euro, presupune 7 nopți pe barcă, 6 zile de curs, în care sunt incluse toate cheltuielile din momentul în care ați pus piciorul pe barcă și până când s-a terminat cursul. Și ce oferiți? Instructajul, cazarea pe barcă, da? Mâncarea, băutura și, bineînțeles, fără băutura alcoolică inclusă. Aceasta se poate consuma doar după seara, după terminarea cursurilor. Și cam asta este. Am văzut ceva și de 1200 de euro pe ce? Este tot pe o săptămână, dar în cazul în care se dorește închirierea întregii embarcațiuni de către două familii, în principiu, cu copii. De unde pot să învețe cei care vor să practice aceste cursuri? De la mine, făcând cursuri. Și aveți ceva teoretic, practic, nu știu? Teoria se face online, iar practica se face în aceste 6 zile în care trecem din nou prin teorie. Ați fost marinar cumva? Nu, sunt inginer geolog de meserie, dar am făcut cursurile în Anglia, la Royal Yachting Association. Sunt offshore yacht master acreditat în marina comercială engleză și am făcut cursul de cruising instructor în Anglia. Credeți că sunt suficiente aceste zile de instructaj? Suficiente pentru a putea să vă prezentați la ANR, să luați examenul de carnet, de brevet, și suficiente dacă respectați tot ce învățați pentru a naviga în siguranță ziua în ape cunoscute. Dacă însă pentru cei care vor să navige pasaje mai lungi sau în ape mai puțin cunoscute, de preferat să participe la un miles building. Noi avem două miles building-uri, unul de pilotaj pe care îl facem în Dardanele și încă unul în Limnos de navigație oarbă. Și cât durează acest miles building? Fiecare durează câte o săptămână. În timpul acestei săptămâni se parcurg în jur de 450 de mile, se fac carturi, se fac exerciții și se învață, să zicem, o etapă mai avansată. Păi și ajung oamenii în 7 zile ca să poată să manevreze bine o barcă? Nu, ajung în 7 zile de curs, 7 zile de miles building de pilotaj, 7 zile un miles building de navigație oarbă și, bineînțeles. Și înseamnă că fiecare are cât un alt preț. Da, cursul este 500 de euro, miles building-ul este 400 de euro. Deci aici include doar partea de teoretic 500 de euro, 400 de euro miles building-ul de manevrare și altceva? Nu. 500 de euro înseamnă teoria plus cele cursul de 6 zile, 7 nopți pe barcă, cu toate cheltuielile incluse. 400 de euro presupune miles building-ul, în care în miles building nu este inclusă mâncarea și băutura. Aceea se plătește separat. Dar sunt incluse toate instructajul și toate cheltuielile bărcii. Deci, cum ar veni? Acum, pentru cineva care vrea doar să navige în ape cunoscute, în apropierea portului, pe timp de zi, este suficient și cursul. Pentru cineva care vrea să învețe mai mult, este necesar să facă și miles building. Iar de obicei, între curs și miles building, lumea de obicei mai închiriază barca și mai câștigă experiență. Deci trebuie să închiriezi și barca ca să câștigi un pic de experiență. Trebuie, sau să mai ieși pe apă cu alte bărci ale unor prieteni sau așa mai departe. În general, pentru a ajunge, de exemplu, să spui că poți să manevrezi o barcă, la cel puțin la RIA se cere un minim de 2500 de mile, dintre care jumate ar trebui să fie minim făcute în mediul mareic, deci în condiții mult mai dificile. Atunci se poate spune că poți să te prezinți la un examen cu adevărat real, un examen de yacht master. Deci e mult mai mult implică acesta. Da, dar pentru este suficient un curs pentru a învăța și a putea să vă închiriați o barcă, să ieșiți cu prietenii undeva pe timp de zi, să faceți o baie, să ancorați într-un golf și să vă simțiți bine. Bine, vă mulțumim! Așadar, și prin urmare, dacă vreți să învățați noțiuni teoretice sau practice, veniți la Antalya Sailing Club.